Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit pe canalul meu de magie. Astăzi vă voi prezenta un talisman deținut în portofel pentru a vă deschide drumurile din punct de vedere financiar, pentru a vă ține sus sănătatea și pentru a chema dragostea. De ce în portofel? Pentru că portofelul îl avem toți cu noi, și bărbații și femeile. Aș putea spune în poșetă sau în buzunar, dar eu vă sfătuiesc în portofel pentru că punctul principal pentru care îl facem este să atragă banii. După care, sănătatea și deschiderea drumurilor în dragoste. Deci avem nevoie de 3 foi de dafin. Dafinul va fi protagonistul nostru principal. Am pierdut-o deja? Da, uitați aici, de o curelușă panglică sau ață, lână groasă, roșie, nu contează. Eu am avut fir subțir de ață roșie, l-am făcut în 4 sau în 3 și îl voi folosi. L-am pus așa mai gros ca să-l vedeți voi. Puteți să-l folosiți și în 1, dar dacă îl puneam în 1, nu-l vedeați. Foile de dafin nu contează dacă sunt uscate sau sunt proaspete, important este să fie integre, să nu fie rupte. Mi-a fost foarte greu să le găsesc pentru că le-am uscat, din păcate, pe toate. Ce vom face? Le vom pune una peste alta. Încercați să fie toate cu codița în jos și să nu fie una cu coada în sus și cu vârful în jos, una cu coada în sus și una cu vârful în jos. Așa, le punem toate trei una peste alta, le luăm în mâini și le încărcăm fără să le rupeți, atenție. După care ducem mâinile la gură și vom șopti de 3 ori numele nostru. Puteți să-l șoptiți, să-l spuneți în șoaptă sau să-l spuneți cu voce tare. Eu îl voi șopti pe al meu de 3 ori. Ok, acum îl încărcăm cu energia noastră, mâna stângă de sub, mâna dreaptă deasupra, strângeți cu putere și foarte simplu, cu firul roșu, îi dăm 3 giri, îl învârtim de 3 ori. Stați așa, ca să vedeți. Să vedeți frunzele de dafin, fiindcă nu aveți nevoie să vedeți fața mea. Trei. După care îl legăm cu doar un nod. Opla, ia că una iasă de aici. De aia este mai bine să folosiți verde, că stă locul ăsta uscat, deja a luat o formă. Dar nu contează, vom reuși oricum să îl legăm. Ok, deci el a fost legat decât cu un nod, după care luăm din nou în mână și spunem din nou de 3 ori numele nostru. După care vom spune, Dafin, eu te-am ales pe tine și îți dau ordin să mă protejezi, să îmi ții bună sănătatea, să îmi aduci noroc la bani și să îmi deschizi toate drumurile în dragoste. Dafin, eu, spuneți numele vostru, te-am ales pe tine să îmi ții bună sănătatea, să-mi protejezi dragostea, să-mi aduci noroc la bani. Puteți să o personalizați. Deci, în acest moment, voi decretați, îi dați puterea și menirea acestor foi de dafin să facă ceea ce voi doriți.
după ce ați făcut fiecare cerința voastră sau ați dat porunca voastră acestor foi de dafin, luați portofelul și le veți băga în portofel. Portofelul nu trebuie să fie gol, trebuie să fie niște bănuți în el și dacă ați mai avut altceva, aruncați înainte, dacă ați avut altceva. Și îl lăsați în portofel până când se vor rupe sau vor dispărea singure. În momentul în care se vor rupe, se vor strica într-un fel foile de dafin, le veți lua și le veți elibera în natură sau le puteți arde și puteți să puneți cenușa la o floare. Este foarte puternic, foarte bun și foarte, foarte, foarte eficace, să-i spun așa, acest ritual. Eu vă spun sincer, o foaie de dafin ținută în portofel, chiar și fără să fie descântată, va aduce deja noroc la bani. O foaie de dafin ținută în buzunar, când mergeți la un colocviu de muncă, nu știu cum, dacă mă exprim bine, o întâlnire pentru un post de muncă, veți fi ascultați, veți fi apreciați. Foaia de dafin este foarte importantă. Eu am pregătit un săculeț roșu, vreau să vă fac ceva cu rozmarin, dafin și anason, anason stelat, dar din păcate am foarte puțin timp astăzi, o să vi-l fac săptămâna asta sau cealaltă. Știu că este scurt acest ritual, poate vi se pare simplu, dar vă spun că este extrem de eficace, este foarte vechi. Cred că fiecare canal de vrăjitorie are acest ritual într-o formă sau altfel făcută, fiecare ne exprimăm în felul nostru. Eu nu copiez pe alții, decid să le exprim cu cuvintele mele. Și cred că este și mai ușor de înțeles pentru cei care mă privesc. Ce să vă spun, eu vă sfătuiesc să-l faceți, bineînțeles nu are zi, nu are lună, nu are oră, nu are nimic, puteți să-l faceți de câte ori aveți nevoie, când aveți nevoie, puteți să-l faceți chiar și mai multe, nu neapărat unul de ținut acasă în casă, lăsat în casă, unul de ținut în portofel și unul de ținut în mașină, fiecare cum are nevoie. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o după-amiază plăcută, o săptămână prosperă și ne vom vedea în curând cu alte videouri.